Săptămâna aceasta, cu două zile înainte de începerea războiului ruso-ucrainean, soldații ruși mobilizați pentru atacul militar asupra Ucrainei au bombardat ucrainiencele de dincolo de graniță cu mesaje pe Tinder. O femeie în vârstă de 33 de ani a mărturisit că profilul său de pe platforma de dating s-a potrivit cu cele al multor soldați ruși pe nume Andrei, Alexander, Gregory, Mihail și Black din proximitate, adică de la maxim 40 de kilometri distanță. Femeia a declarat că locuiește în Kiev, dar că în urma numeroaselor solicitări din partea rușilor și-a schimbat setările de locație cu orașul Harkov pentru a nu mai fi o țintă atât de apropiată. Mesajele soldaților au fost trimise în rafală înainte să primească ordinul de a-și închide telefoanele în vederea atacului. Ordinul se pare însă că nu a venit suficient de rapid, astfel încât soldații, în dorința lor de a se întâlni cu ucrainencele, și-au divulgat pozițiile militare strategice secrete, fiind astfel la un pas de trădare. Cei mai mulți soldați și-au expus la pozele de profil punctele lor forte, mușchii și armele. Deși se pare că ucrainencele nu au fost impresionate de invazia rușilor de pe Tinder, totuși câteva conversații au avut loc, iar la întrebarea "Ai vreo intenție să ne vizitezi în curând?" răspunsul a fost "Nu, că am interdicție să intru în Ucraina din 2014, de când am anexat Crimea." Părerea femeii a fost însă că acești soldați, la fel ca oricine altcineva de pe Tinder, caută ce caută toată lumea: dragoste și companie. Așa că e greu să-ți imaginezi că cineva care te vrea lângă el vine de fapt să te atace. Poate că această concluzie ar convinge mai repede părțile implicate în conflict și toată comunitatea internațională că războiul este și va fi întotdeauna un lucru oribil și inutil, care, înainte de a omorî oameni, omoară în primul rând adevărul. Și poate ar trebui să ne amintim mai des celebra recomandare "Faceți dragoste, nu război", și astfel ne-am dat seama că, înainte de toate, suntem oameni.